Astăzi a debutat a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Despre asta vorbim în minutele următoare cu domnul director al Liceului Tehnologic Petru Maior, profesor Ștefan Șerban. Concret, la Reghin, cum se organizează bacalaureatul? Pentru toată zona Reghinului, aici incluzând și Valea Mureșului și Valea Gurghiului, există o comisie care își va desfășura activitatea la Liceul Tehnologic Ioan Bojor din Reghin și o subcomisie acesteia la noi la școală. Și atunci, concret, aici, la școală? La noi la școală este arondat Colegiul Silvin Gurghiu și elevii care sunt de la noi de la școală. În număr de? În număr de 145 de elevi, 92 de elevi de la noi și 53 de la Colegiul Silvin Gurghiu. Vi se pare un număr mai mare, mai mic decât în anii anteriori? Cred că numărul este ceva mai mare decât anii anteriori, pentru că, deși procentele de promovabilitate au crescut în unele cazuri față de anul trecut, un număr destul de mare de elevi au rămas corigenți. Ei nu s-au putut prezenta la examenul de bacalaureat din prima sesiune, urmând să-și susțină examenul de corigență și să se înscrie acum pentru această sesiune de examen. Înțelegem că o parte din cei care susțin începând de astăzi bacalaureatul sunt corigenții. Da. Pe lângă ei? Pe lângă ei sunt cei care au susținut examenul de bacalaureat în prima sesiune din acest an, în luna iulie, și nu au obținut fie media de trecere, fie una din nota de 5 la una sau mai multe din probele pe care le-au susținut. Aveți o situație clară cu privire la candidații de aici, de la liceu? Da, este o situație. Probe? Nu avem o situație. Adică există situația aceasta, dar nu am disponibil acum. Pot să vă dau o situație legată de competențele care au început astăzi, pentru că aici este mai clar. Toate programările și toate repartizările pe săli urmând să se facă în momentul în care va fi numită comisia de examen, comisie numită de către inspectoratul școlar, președintele numit de minister, așa mai departe, toate procedurile respective. Legat de competențe, astăzi se desfășoară competențele la limba și literatura română, unde avem un număr de 17 elevi înscriși. Sunt în curs de desfășurare. Mâine se vor desfășura competențele lingvistice la limba și literatura, limba maternă, e vorba de limba maghiară în cazul nostru, un număr de 3 elevi. Urmând ca mâine și poi mâine să se desfășoare și competențele lingvistice la limba străină. Avem și aici un număr de 16 elevi înscriși pentru limba engleză, 3 pentru limba germană, iar în ziua de joi să se desfășoare examenele, competențele digitale. Un număr de 17 elevi înscriși. Cu privire la proba de astăzi, aveți date legate de numărul de prezenți, absenți? Încă nu. Încă nu. Proba este în desfășurare și până nu se termină de desfășurat această probă, nu avem încă date. Câți elevi sunt prezenți, cât vor fi prezenți sau absenți. Ei trebuie să achite această examinare? Nu. Deci se plătește o taxă pentru examenul de bacalaureat doar după susținerea a două sesiuni. Doar din a treia sesiune se plătește o taxă de examen. Și acea taxă este în funcție de numărul de probe la care solicită candidatul examinare. Cât poate fi maxim această taxă? Nu rețin exact suma. Acum în jur de 200 și ceva de lei pentru un examen, pentru un candidat care susține toate probele, deci începând de la competențe până la probele scrise. Sunt anul acesta cazuri? Nu sunt cazuri, pentru că în general cu suma maximă ar fi candidații care sunt din seriile anterioare, mai vechi de 4 ani de când s-au introdus competențele, deci aceia fie și-au luat deja examen de bacalaureat, fie probabil pentru ei nu mai reprezintă o prioritate acest examen,
și atunci nu sunt cazuri care să necesite achitarea sumei maxime. În general, înțelegem că sunt elevi din acest an sau din ultimii 2 ani, dar nu sunt cazuri, să spunem, persoane venite din străinătate, special pentru a susține bacalaureatul? Din cunoștințele mele, cel puțin la noi la școală, nu. Probabil să fie astfel de situații în alte, la alte școli, dar la noi la școală nu este cazul ca să vină un candidat din străinătate să își susțină.